Serviciul hidrometeorologic de stat a instituit cod galben de caniculă valabil în perioada 2-7 iulie. Astfel, pe are extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 grade Celsius. Cetățenii sunt îndemnați să respecte câteva reguli pentru a se proteja de razele solare și a evita posibilele probleme de sănătate care pot apărea. De a evita pe cât e posibil expunerea prelungită la soare între orele 11-17, de a purta pălării de soare, haine de fibre naturale de culori deschise, de a face frecvent baie la temperatura moderată sau de a umezi mâinile, fața, picioarele sub un jet de apă. După un duș nu se șterge corpul, ci se îmbracă hainele pe corpul umed. Cei mai sensibili în perioada de caniculă sunt copiii până la vârsta de 15 ani, persoanele de vârstă înaintată, precum și cei care suferă de boli cardiovasculare, în special cei cu hipertensiune. Totodată, până pe 5 iulie este valabilă și avertizarea privind pericolul excepțional de incendii.